Când se va stopa circul din Consiliul Local Făgăraș? Se întreabă mulți făgărășeni și nu numai care au urmărit fizic sau online ședința ordinară de aseară. Dacă inițial ședința a început într-un cadru solemn, redat de jurământul a doi dintre consilierii PNL, nici nu s-au sfârșit bine ultimele bătăi din palme, că au și apărut primele urlete, acuze, jigniri, iar hrana pentru zeci de copii sau problemele de ordin juridic ale unor investitori au rămas doar niște rânduri pe o hârtie, care au depins de o simplă ridicare de mână a unor oameni care așa au decis că trebuie reprezentat Făgărașul. Președintele de ședință, Mădălin Colibaș, a propus aprobarea ordinii de zi împreună cu proiectele suplimentare, fapt ce i-a scos din sărite pe o parte din edilii locali și care s-au opus să voteze pe motiv că propunerea nu este legală. Depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și ce vrea mea. Pentru binele locuitorilor municipiului Făgăraș și județul Brașov. Așa să ne ajute Dumnezeu. Supun la vot ordinea de zi cu suplimentarele. Cine este pentru? Nu. Deci nu se ține ședința, ca așa vreți dumneavoastră. Am fost revoltat un pic după, pentru că nevotându-se ordinea de zi, 75 de copii. După cum știți, eu sunt mai mult cu oamenii săraci și acolo mă vedeți pe mine, nu-mi place, nu mă interesează de firme, de ce au făcut ei și de orice altceva. 75 de copii au rămas, nu o să aibă masă până când nu se va hotărâ. Ei și-au pierdut masa, au schimbat umilegizația și aveau nevoie de hotărâre de Consiliu. Astea erau unul dintre punctele de pe ordinea de zi. Am înțeles că și la Salco erau câțiva în aceeași problemă. S-a completat numărul consilierilor locali și au devenit 19 consilieri. Au mai venit încă 2 consilieri de la PNL, iar majoritatea din Consiliul Local este formată din 5 consilieri PNL, Părintele Klein, 2 consilieri de la USR și 2 consilieri de la PSD. Această majoritate de 10 persoane, dacă vrea, votează, dacă nu, nu votează. N-au înțeles în seara asta că e nevoie de suplimentarea ordinii de zi și este o urgență pentru a veni cu noi proiecte. Le-am și explicat de ce, pentru că documentele le-am primit de la instituțiile abilitate după emiterea dispoziției și aici vorbim de alocarea sau hotărârea Consiliului Local de a continua masa pentru elevii de la Vijoli, elevi care stau în internat, iar în momentul de față elevii de la Vijoli au rămas fără masă până la următoarea ședință a Consiliului Local, dacă acești consilieri binevoiesc să voteze. Copiii de la Creșa Mămăruța la fel au rămas fără bani pentru hrană și mai sunt câteva proiecte destul de urgente unde societățile pe care Consiliul Local le gestionează și le patronează rămân fără consilieri de administrație și există pericolul de a nu funcționa. Ei sunt obișnuiți de a bloca toate aceste lucruri în administrarea municipiului Făgăraș, ca mai departe să dea vina pe primar, să dea vina pe executiv, fiind două partide care fac treaba în sensul acesta, după când acum ați și văzut conturile false, care aruncă doar minciuni și doar lucruri neadevărate în spațiul public. Astăzi, respingând ordinea de zi cu acele proiecte de pe ordinea de zi de suplimentare, ședința nu poate continua și trebuie să convoc încă o ședință a Consiliului Local, așa cum am mai făcut și luna trecută, când ei s-au ridicat din sală, au respins suplimentarele de la, pe ordinea de zi de la vremea respectivă, fiind foarte, foarte urgente, am convocat încă o dată, după o oră, încă o ședință. Un grup de oameni de afaceri din Făgăraș au așteptat cu sufletul la gură momentul în care proiectul de hotărâre care le-ar fi influențat afacerile ar fi fost aprobat, însă au rămas cu gura căscată când au observat că de fapt nici nu va fi adus în discuție pentru că ședința s-a încheiat înainte să înceapă. De ce am fost? Păi, în primul rând, pe ordinea de zi, noi avem o doleanță noastră că suntem câțiva investitori. Și asta este undeva la pe strada Negoi 147, chiar și vă indic locul.
și fiecare, sunt vreo 6 sau 7 investitori, am cumpărat prin licitație publică clădirile respective și acum era vorba să scoată, deci cu hotărârea Consiliului, să ne vândă terenul de sub și servitutea. Deci de terenul din față și terenurile de sub noi. De ce doream noi acest lucru? Pentru că în această idee noi putem să, dacă avem și terenul proprietate a firmelor respective sau a individuală, chiar uneori și întreprinderi individuale sunt, putem să investim. Potrivit legii, o altă ședință ordinară va putea fi convocată peste minim 5 zile. Într-un viitor, că noi venim și săptămâna viitoare, poate ne întâlnim, dar eu consider că săptămâna viitoare, maturitatea, inteligența, smerenia, dacă iertați-mă, smerenia și buna cuvință va învinge. De altfel, o să ne ducem, iată, sunt 5-6 bărbați acolo în colțul ăla frumos, vom sta ca brazii în picioare și dacă nu fac ceva, noi stăm frumos, ne aliniem și imposibil să nu, mesajele noastre de tăcere, că și tăcerea e un răspuns, mesajele noastre de tăcere va duce la ceva bun, cred, și sunt convins că românii de-ai noștri, și imposibil, românii noștri, oamenii noștri, concetățenii noștri, imposibil să nu ne ajute pe fiecare cu problemele sale. Întreaga ședință ordinară o puteți urmări pe Facebook, pe contul primăriei Făgăraș.